Bună ziua, dragii mei, eu sunt Stella, iar voi vă uitați la canalul meu de YouTube, Stella's Kitchen. M-am hotărât de azi înainte să apar în filmările mele, pentru că au fost destule persoane care mi-au spus de ce nu te vezi, de ce nu apari. Și am zis până la urmă, de ce nu? Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Iar celor care nu s-au abonat încă și mă urmăresc, îi rog din suflet să o facă, pentru că este gratis, nu costă absolut nimic. Deci, pentru astăzi m-am hotărât să fac o ciorbiță. De afumătură am o coadă de furcel mică, cu legume, cu varză acră. Așa că, acestea fiind spuse, eu zic să dăm drumul la treabă. Astea sunt ingredientele care îmi trebuie pentru ziua de astăzi. Am o coadă de furcel, nu prea mare, pentru două persoane. Am ceapă și uscată și verde, am un morcov, am ardei, am un cartof, am tulpină de țelină. Aici am frunzele de țelină și un pic de pătrunjel tocat. Am bulionul, am un pic de delicat și borșul magic. Pentru început trebuie să tai coada de purcel, după care revin cu toate legumele curățate și totul preparat de pus în mare. Ok, am terminat de făcut tot ce era de făcut, de tocat, de mărunțit absolut tot. Pentru început punem carnea la fiert până se ridică spuma, adunăm spuma care se formează, după care începem să adăugăm legume. Și așa ciorbița noastră a început să fiarbă. Eu am mai spumat un picuț și înainte. Deocamdată mai lăsăm să mai fiarbă în jur de 15-20 de minute, după care punem legumele tăiate și lăsăm în continuare să fiarbă. Ok, dragii mei, carnea este gata. Punem să se gătească și legumele. Pentru început punem morcovul cu ceapă. Iar peste vreun sfert de oră punem și restul. Punem și un pic de delicat, jumătate din ce avem aici. După care mai punem, dacă mai este nevoie sau nu. Prima parte a legumelor a fiert. Acum punem și cea de-a doua parte, și anume ardeiul, tulpina de țelină și la fel, lăsăm să se gătească în continuare pentru alte câteva minute. După care punem și ceapa verde, varza, bulionul, potrivim de borș. Gata, dragii mei, a venit timpul să punem și varza. Punem și pe ea la fiert. Nu știu dacă ați observat, dar eu nu fac foarte multă cantitate. V-am zis, suntem decât două persoane în casă. Eu fac... Dacă vreți să faceți, puteți să dublați, să triplați cantitățile și vă vor ieși. Așa fac și cu prăjiturile, la fel. Nu fac foarte mari cantități, pentru că suntem puțini și e inutil să fac și să nu am ce să fac după aia cu prăjiturile sau cu mâncare. Ok, mai vorbim. După 15 minute ne uităm, vedem cum se simt legumele, cum se simte varza și punem și restul ingredientelor și ușor-ușor ne apropiem de final. Bun, dragii mei, punem și ceapa verde, punem și cartoful tăiat cu bulețe, să se gătească și ele, aceste ultime ingrediente. Am ajuns și la partea cu bulionul, îl punem și pe acesta. Foarte mulți mi-au zis că
De ce port mănuși? Dacă n-aș fi purtat mănuși, nici nu mi-ar fi ieșit atât de bine rețeta, ironic vorbind, și așa mai departe. Am mai spus într-un alt video că port mănușile pentru că am o problemă destul de avansată de sănătate. Sufăr de artroză și pentru din respect pentru mine și din respect pentru voi în același timp, nu vreau să las loc de discuții. Așa că port mânuși pentru motivul acesta, pentru că sufăr de o formă avansată de artroză, iar cei care știu ce înseamnă artroza își dau seama de ce port mânuși, ca să încheiem acest subiect. Ok, am gustat din ciorba noastră, este destul de acră, nu o să mai pun borș pentru că nu are sens să mai pun borș, pentru că varza i-a dat destul de multă aciditatea creană. Mai punem un pic, foarte puțin din delicat, foarte puțin, și lăsăm să se gătească un pic și bulionul care l-am pus. Am gândit să pun orez, dar cred că nu mai e cazul să mai pun orez, pentru că este foarte, foarte deasă ciorba mea, foarte deasă. Și dacă mai pun și orez, se face o tocăniță, nu o să mai fie deloc ciorbă. Așa că nici orez nu o să mai pun. O să dreg la finalul rețetei cu ou această ciorbă și punem verdeața și am terminat. Punem foarte puțin și din verdeața care am tăiat-o înainte, am tocat-o înainte, puțin din frunzele de țelină și de pătrunjel, foarte puțin, pentru a da gust și savoare ciorbei. Și restul adăugăm la sfârșit. E bine să gustăm de fiecare dată, să încercăm de fiecare dată să vedem ce am pus, ce am făcut. Dragii mei, ne apropiem de sfârșitul rețetei. Ciorba mea s-a gătit. Este extraordinar de bună, să vă spun. Deci, pentru final punem și oul bătut. Îmi place să pun ou la sfârșitul ciorbei. Am terminat. Punem verdeața, ce a mai rămas din verdeață, și cam asta a fost și rețeta pe ziua de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Este o ciorbă de porc extraordinar de bună, o să vă garantez. Are carne, are legume, are tot ce trebuie. Mai bine de atât, nu se poate. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru aprecieri. Și până data viitoare vă spun, rămas bun.